un instrument cu greutate în mâinile unui om puternic. La mine, în familie, tatăl meu a cântat la acordeon. Eu studiez și pianul de la o vârstă destul de fragedă, de la 6 ani. Și în clasa 4-a, 5-a, piesele care le interpretam la pian, încercam să le redau la acordeon. Și iată că l-avem și pe talentatul acordeonist. Bine ai venit! Ia mai spune-ne încă o dată salutul. Ne l-am găsit. Ce crezi, părinții tău au emoții? Siguranță. Cu siguranță? Uite că te-au și încurajat, ți-au ținut pumnii și acum ți-i țin și eu și te las să-ți interpretezi momentul. Thank you.